Detașamentul de cercetași Ianuș Dincovecița pentru prima dată a organizat o plimbare prin pădurea din Uzdin. Această activitate a avut loc sâmbătă pe data de 21 octombrie. Punctul de plecare a fost la malul râului Timiș, la Vir. Toți care au luat parte la această plimbare au avut ocazia să cunoască natura pădurii din Uzdin. Păi e o idee amatoricească mai veche, din care datează din înainte cu vreo 10 ani și acum lucrând cu colega mea Ana Pispețchi de la Comuna Covecița la proiectul care o să, despre care o să vorbim în câteva zile, am ajuns la idee să îmbogățim acest spațiu aici, care îl avem, o bogăție naturală de aici din Uzdin, din jurul râului Timiș și împreună cu cercetașii, cărui sunt și eu membru din 1992, am dorit să promovăm primul rând toate valorile care le promovează cercetașii ca concept, ca organizație și în al doilea rând să promovăm bogăția naturală care o avem aici, să vadă lumea, să vină. În acest sens am făcut primul demers, am marcat o potecă, să spun așa, de trekking, adică de drumeție, care are semne, puteți fi acolo, să puteți filma, semne, port semnul proiectului nostru și are o lungime totală de 4 km. Deci e foarte ușoară pentru toate vârstele, oricine poate, oricând să meargă, e în două sensuri, înseamnă nu important, de la o prima intersecție puteți să luați în stânga, în dreapta, tot acolo o să ajungeți. Și ea trece, iasă un pic din pădure și se simte aerul ăla frumos al slătinei, cum noi zicem, slătinei, adică curenții aia pe acolo care bat și se traversează jumătate de drum lângă râul Timiș, în care puteți viziona, vedea bogăția naturală care avem aici cu întregul ecosistem care există aici, în plus colonia gacilor, cum noi spunem în Uzdin, pădurea gacilor, care se află la un kilometru de aici. Deci asta e doar prima acțiune, prima activitate. Avem în plan marcarea încă unui traseu care va lega Uzdinul de Idvor în lungime totală de 17 km. Este foarte important din cauza că cercetașii au în primul rând menirea aia de responsabilitate socială. Eu nu știu nimeni din echipa mea, când am fost eu copil din 1992, nu a devenit alcoolician, un om care nu lucrează nimic în viață sau toți sunt implicați în viața socială a mediului acolo unde ei trăiesc, fie că sunt acum și prin străinătate, prin alte orașe, sau au rămas aici în Comuna Covecița, cum am rămas și noi care suntem aici. Și este o chestiune care este foarte altruistă, deci să iubim pe apropiatul nostru, pe semenii noștri, și de responsabilitate față de noi înșine, față de natura, față de mediul și față de societate. Care este mesajul dumneavoastră pentru tinerii care doresc să se alăture acestei asociații? Tinerilor să vină, nu musie să fie neapărat cercetar și să se înroleze, adică să înscrie, dar să se alăture activităților pe care le organizăm noi aici. Noi am ușa deschisă pentru toți. Iată, doar în acest weekend sunt trei activități are. O echipă s-a dus în Brčko la competiție internațională în Republica Srpska, în Bosnia. Noi avem astăzi asta, mâine e competiția internațională la Novi Sad, deci copii cresc sănătoși și dorim să le băgăm niște în minte niște valori adevărate, valori care pot face lumea de mâine să fie o lume cu speranță, o lume mai bună decât ceea ce este astăzi. Fiecare dintre noi trebuie să-și facă timp pentru a cunoaște natura frumoasă din jurul nostru, dar totodată să ne îmbunătățim sănătatea fizică și mentală.